Numărul 12 al revistei Reginul nostru se pregătește de tipar, iar subiectele sunt din nou atrăgătoare și variate. Redactorii publicației sunt convinși că vor capta interesul cititorilor cu un subiect de senzație, o noutate pentru presa locală, oferind în exclusivitate un interviu cu Ioan Luca, reghineanul autorizat cu actă în regulă în domeniul căutării de comori. Deși pare amuzant sau greu de crezut, activitatea bărbatului este cât se poate de serioasă și are deja rezultate. Acest interviu este de fapt uh, un interviu intitulat uh, Căutătorul de comori între mit și realitate. Ce presupune, să zicem, o comoară din punct de vedere juridic? Uh, ce înseamnă un blestem al unei comori? Care sunt tezaurile României? Cele mai multe care sunt, din păcate, în afara țării, pentru că le-am pierdut. Uh, ultimele descoperiri Căutătorul de comori Ioan Luca vine și cu informații de senzație cu privire la un tezaur care ar exista pe teritoriul municipiului nostru sub fundația blocurilor din cartierul Mihai Viteazu. Un tezaur care în urmă cu 47 de ani a fost descoperit chiar în momentul când se realizau fundațiile unui cartier din Reghin. Și sunt subiecte tabu despre care foarte puțin date găsim, pentru că lumea se ferește să vorbească despre despre asemenea subiecte, cel puțin la noi în Reghin. Articolul va fi unul bine documentat, iar pe lângă rezultatele concrete obținute de Ioan Luca în activitatea sa, cititorii vor putea afla și informații cu privire la modalitatea de autorizare în domeniu. Tratăm în acest interviu și cum poți deveni, să zicem, un căutător de comori pentru a salva, să zicem, istoria României, dacă ne referim acum la istoria noastră, deoarece Uh, odată cu apariția detectoarelor de metale, a devenit uh, chiar o, un hobby foarte interesant pentru multă lume. Bineînțeles, este destul de costisitor, dar uh, uh, intervievatul nostru uh, învață cititorii noștri cum pot să se pune în legalitate pentru a avea un uh, detector și care sunt condițiile legii în care îl pot folosi. Ioan Luca este cunoscut reghinenilor datorită pasiunii sale pentru artefacte militare, mai ales după ce a realizat două expoziții pe această temă. Reghineanul are și câteva obiecte importante descoperite pe care s-a decis să le doneze primăriei pe raza căreia le-a găsit. Dar mai multe despre acest subiect aflați citind revista Reginul nostru, numărul ce va apărea la chioșcurile de ziare la începutul lunii aprilie.